Sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Pentru mine înseamnă 17 septembrie 1953. Că despre asta vorbim. Înainte nu pot să spun decât că a murit Stalin. Puțin înainte să mă nasc eu. Probabil că există niște succesiuni. Înseamnă Bucureștiul copilăriei mele, înseamnă Calea Plevnei 153, înseamnă Hipodromul Regal, unde în fiecare duminică erau curse de cai cu obstacole. Parcă l-aud acum pe cel care anunța din chioșc unde era juriu, unde se dădeau notele. Vasile Pinciu, 4 puncte penalizare, 0 puncte penalizare. Toată ziua eram în hipodrom. Acum nu se mai poate merge acolo, nu știu ce se întâmplă, nu se întâmplă nimic, că nu s-au terminat nici construcțiile. Înseamnă școala generală 153 din Calea Plevnei, lângă biserica mare de acolo. Înseamnă clasele 1-8, unde am fost coleg de clasă cu Doru Viorel Ursu. Și înseamnă în clasa 8-a prima legătură cu teatrul. Am făcut un montaj literar-artistic care a luat premiul întâi pe țară. Era o carte mare de istorie, am scris-o și în cartea mea, Un clovn pentru eternitate. Am povestit toate lucrurile astea aici. O carte de mare succes, vreau să scot ediția a doua revăzută și adăugită. Și ne-am trezit că ieșeam dintr-o carte mare de lemn, scria istoria României și de acolo ieșeau toate personajele. Eu atunci am început cu două roluri. Mi-au dat să joc pe Alexandru Ioan Cuza și pe voievodul Gelu. Întâi apăream în Gelu cu o perucă de la Teatrul Național, de la operă, nu știu de unde erau costumele. Important e că machiorul era celebru machior Jean Romaniță, nenea Jean Romaniță de la Teatrul Național, cel mai mare machior al teatrului românesc. Un bătrânel simpatic, noi n-am știut, ne-am dus, ne-am îmbrăcat în costume și am început să ne machiaze. Și nu aveam oglinzi, că nu era oglinzi de machiaj acolo, la școală. În sala de spectacol, unde am jucat, nici nu știu unde am jucat, cred că la Turturele, la Casa de Cultură a Sectorului 3. Și când am ieșit și ne-am văzut, ne-am lăsat pe toți să ne vedem, l-am văzut pe Ștefan cel Mare, pe Mircea cel Bătrân. Bă, zic, cine e ăsta? Că nu știam cine e. Numai după personaj, dacă ne duceam aminte din repetiții, ne dădeam seama cine e. Fabulos. Fabulos. Ne-a fascinat machiajul unei așa în Romaniță. Și așa m-a luat orbul. Cum arăta Bucureștiul atunci, în lumea copilăriei, față de cel de acum? Era excepțional. Era grădina botanică, foarte aproape, mergeam mereu acolo, era hipodromul, nu erau atâtea mașini. Erau flori peste tot. Se putea trece peste cheiul Dâmboviței, care la un moment dat a fost blocat spre Cotroceni, că fostul dictator vrea să pună acolo, să închidă și să-și facă din grădina botanică grădina Palatului Cotroceni. N-a apucat. Deci s-a desfințat podul ăla. Eram toată ziua în Dâmboviță, care era mizerabilă, dar noi ne bucuram, săream, înotam. La un moment dat au scăpat niște pești imenși de undeva de la Grozăvești și erau aliniați și luau cu mâna și aruncau de marginea râului. Grozav. Pentru copilărie e grozav. Și era o plăcere. Făceam sport, am făcut multe sporturi, am făcut volei, am făcut basket la Cotroceni, chiar unde stăteam eu, vis-a-vis de hipodromul Cotroceni. Era clubul 303 al Politehnicii. Și acolo făceam antrenamente de basket.
În clasa 11 eram rezervă la Poli București, la Rusu Stella. Am făcut și la Steaua, la Folbert. Și am intrat la teatru după aia. Era liniștit, era plăcut, cișmigiu, era frumos, pașnic. Nu ți era frică că te violează nimeni, că ți ia copiii, că apar tot felul de nenorociți, de crime, de jafuri. Îți smulge lanțul de la gât, îți ia gențile. Era o plăcere, n-aveam acea... Probabil că se întâmplau lucrurile astea și atunci, dar nefiind tratate, discutate în presă, nici nu știam că există așa ceva. Ce vă place cel mai mult la București? Îmi pare rău că e locuit. Îmi place că în continuare s-au făcut lucruri frumoase, s-au făcut zone, s-au modernizat. Iată, centru istoric care e plin de seringi și găsești pliculețe sau biluțe, nu știu cum le spune, că eu n-am luat din astea. Deci nu trebuie să te mai duci la dracu în praznic să te ferești. Nu, le iei aici dacă e noaptea pe la două. Dar dacă vrei, dacă nu, nu. E plăcut așa. E plăcut un centru pietonal, cum vor să facă tot centrul Bucureștiului. Deci dacă vreau să trec spre Snagov sau spre Guvern încolo, plătesc. Doamne, treci, poftim, plătește. Mi se pare ok. Da, așa e un lucru mai bun. Da, se vorbește, se vehiculează. Iată, ca la Victoria, iată, ca dracu. Adică două piste de bicicliști și două mașini intră. Nu știi care, pe care să nu-l omori, să nu-l zgârii pe ăla de-n stânga sau să nu-l parchezi pe trecerea de bicicliști. Trotuarea atâta pentru cine? Unde parchează lumea ca să treacă, să facă plimbările pe vechiul pod Mogoșoaia, la chinezesc acolo, în Calea Victoriei, ieșirea din Calea Victoriei, pe Lemnea? Cine se plimbă pe atâta ca să-mi face atâta trotuar? Nu e ok. Degeaba arată bine dacă nu este și folositor. E ok să faci piste pentru bicicliști ca în toată lumea. Da. La atâta circulație să reduci de unde se circula pe patru benzi, acum se circulă pe două, este, mi se pare, puțin aiurea. Ne vom obișnui cu toate, și cu sensurile interzise, și cu rondurile, și cu... Te înveți, că nu e o problemă. Dar să însemne ceva, să elibereze ceva, să fluidizeze circulația. Eu nu mai am pe Calea Victoriei. Înainte o luam numai pe Calea Victoriei, ca să scapă de pe... De înghesuiala de dincolo. Da. Nu, acum nu mai iau pe acolo, iau pe dincolo, că e spațiu mai mare. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Nu. Fiind bucureștean, nu. Probabil că este foarte greu de suportat pentru cei care nu sunt bucureșteni. Și am atâția colegi care sunt stresați. Nu le-a plăcut niciodată, le place acasă la ei, în alte orașe din provincie sau care sunt mai liniștite. Este circulația asta absolut nebună care va începe acum peste două săptămâni, că începem școala, nu? Mi-era dor de aglomerație, de înjurături. Mi-e frumos. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii. Da. V-a rămas vreunul la suflet? Multe, începând cu cel mai mare bulevard din lume și cel mai lung, în Buenos Aires. Dacă vreți și Parisul, deși este și el imposibil de umblat cu mașinile pe acolo, noroc că nu mergem cu avioanele. Pe sus încă se mai poate. Mi-a plăcut Londra foarte mult. Și nu neapărat Londra, cât mai mult un orășel unde am fost cu Romeo și Julieta al Cătălinii Buzoianu când am terminat institutul în 1978 și a făcut această producție cu Adrian Pintea, cu Mariana Buruiană, cu Răzvan Vasilescu, cu mine, cu Șerban Ionescu. Un spectacol excepțional. Eu cred că era cel mai bun spectacol al ei, făcut în 15 zile. Și acolo am fost la National Student Drama Festival. Deci era național, dar pentru că nu ni s-a dat aprobare să mergem la Glasgow, ni s-a aprobat aici. Și am fost în afara concursului, cum ar veni. Că era un concurs de teatru național, studențesc național.
Dar a fost ok că am văzut, am luat legătura și cu, în anul 78, cu Curentul Punk, care atunci apărea. Am stat de vorbă cu doi chelioși și cu Inel până urechi și nu mi s-a părut ceva fioros. Erau foarte civilizați, văzuseră toată lumea, mergeau la toate, în marele orașe unde aveau loc spectacole, inclusiv în Europa și pe aiurea. Ca să fim întrerupți la un moment dat în timpul vizionării unui spectacol australian, unde era ca la ASE, unde e aula, au intrat acești doi panchiști și au început să saboteze spectacolul, să urle, să spună că el este nevasta mea, chestii care pentru mine, eu am vrut să mă ridic să-i omor. Mi-au spus ea, stați liniștit, că le trece. Sunt provocări. Am stat liniștit, au plecat, s-a reluat spectacolul și au văzut de treaba lor spectatorii ca și cum n-a fost nimic. A fost un șoc pentru mine, dar nu se mai poate face acest lucru, nici măcar la festivalul din România, să stăm pe toată perioada festivalului, să vedem toate spectacolele din țară, din străinătate. Nu putem pentru că nu sunt bani pentru asta. Venim, jucăm, plecăm. Nu e cel mai nu e ok. Nu e ok. Se fac, iată, în Sibiu, în Cluj, peste tot, în București, festivaluri de teatru, de jazz, de tot felul. Nu poți să ai liniștea și condițiile necesare. Nu mai putem face deplasări cu spectacolele teatrului, pentru că totul costă. De când ai ieșit pe ușa asta, din foaier, totul costă. Impresarul nu poate să suporte cheltuielile să ducă o trupă, de pildă dacă merge cu revizorul, care are mare succes. O trupă mai mare vorbesc, de 20 ceva de oameni, 18-22 de oameni. Pentru că trebuie să-i plătească pe toți, trebuie tirul, trebuie hotelul, trebuie cazarea, mâncarea, toate. E greu, da. Formule, dacă ar interesa pe cineva cultura, s-ar găsi. Dar cum nu interesează, pentru că nu e un os de roz, ne așteaptă, și nu atât pe mine, cât pe cei care vin din urmă, ne așteaptă un București frumos cu teatre de proiecte. Sunt bune și teatre de proiecte? Păi da, dar nu toate. Nu toate. Pentru că nicăieri în lume un teatru nu poate trăi nesubvenționat. De primărie. Ce v-ar plăcea să se schimbe în București? Totul. Mi-ar face o mare plăcere să se schimbe totul, să revenim, dacă nu la ce a fost, că nu se poate. Vorbesc de liniște și de de bucuria pe care o aveau oamenii. Oamenii treceau pe Calea Victoriei prin centru, se salutau, zâmbeau, te recunoșteau, se cunoșteau. Acum toți merg cu capul în pământ și trăiesc din nou mare admirare pe care am trăit-o. Am fost în America de 3 ori. În 2002, când am fost ultima oară, la New York, 4 din 6 oameni vorbeau singuri, de diferite vârste, nu neapărat cei atacați mental. Nu, nu, nu. Tineri, copii, bătrâni, vorbeau singuri. Și ziceam, uite, bă, ce înseamnă America asta, nebunia asta. Iată că și la noi se întâmplă la fel. Nimeni nu mai are zâmbetul, bucuria de a vedea o rochie, un costum de seară. Nu mai vorbesc, mai au puțin și vin în curul gol. Se venea, se îmbrăcau curat. Am trăit această bucurie la Teatru Notara, unde am fost 27 de ani, până să vin aici la Comedia acum 12 ani, când tinerii începuseră să vină la teatru și vin și acum. Și chiar se spălau și veneau mai curăței și veneau. Am venit și noi în seara asta să vedem, așteptându-l pe Godot, maestre. Am venit să vedem pe Beckett. Era chiar o surpriză plăcută. Acum, când ești 700 de actori pe an, au unde să se ducă, ai de ales. Cârciuni, teatre, subsoluri, poduri. Cred că și prin spitale, prin aziluri se poate juca oriunde, pentru că tinerii n-au ce face. Aici nu se poate pătrunde într-un teatru profesionist pentru că organigrama este aceeași de acum 45 de ani, 50 de ani. Deci noi ieșeam 7, ei ies 700. Ei știu că trebuie să vândă aici
dimineața, dacă vrea să joace, să trăiască, să dea audiții ca să reușească, să prindă un rol care să-l lanseze pentru film, televiziune și alte chestii, trebuie să facă și altceva, că nu poate trăi. Este o luptă, o luptă nebună care isterizează Bucureștiul ăla, care e și așa bătrân, are 550 de ani, nu? Da. Care este locul dumneavoastră preferat din București? Locul meu preferat este la mine acasă, la Piața Timpuri Noi, pe Calea Văcărești, la mine la căsuța de la țară, o căsuță de vacanță, undeva prin Moara Vlăsiei, pe lângă București, și la teatru. Încă avem bucuria noi la teatru de comedie și în alte teatre se mai întâmplă, nu știu dacă la toate. Avem bucuria sălilor pline și a biletelor vândute de cum se pun în vânzare. E un lucru bun. Ceea ce este plăcut și oricum rămâne cea mai ieftină distracție. Că nu stai aici la cărciumă 3 ore cu 30 de lei. Te întreabă, mai doriți ceva? Dacă nu, hai să... Nota de plată și... Da. Străinii au început să viziteze din ce în ce mai des Bucureștiul. De ce ar trebui... Da, pentru că așa ceva n-au văzut nicăieri. De ce deci trebuie văzut acum, că nu o să mai vedeți și nu s-a văzut nicăieri în lume asemenea oraș. Înfloritor, isteric, cu lupte politice interne și externe, cu granițe, cu convoaie umanitare, cu seriale, cu... Să rea acum din toamnă la, cum îl cheamă, Suleiman Magnificu. Adică e ceva cu știle de la ora 5. Unde te uiți numai crime și omoruri, e o plăcere să te plimbi prin București. Da, nu, e frumos, vin să vadă. Aici vin, sunt aduși turiștii, lăsați să umble prin centru. Ați văzut la meciuri ce frumos e. Da. Da, vin aici, cântă, beau, urlă, se distrează. Începem să arătăm, începe Bucureștiul nostru vechi să arate și el ca toate marile metropole ale lumii, adică plin cu de toate. Dacă ar fi să alegeți Bucureștii de, de altă dată și Bucureștii de azi, pe care l-ați alege? Pe cel de altă dată, e bine, nici nu se pune problema. De ce? Poate chiar micul Paris, care nu știu dacă se trăia, dar știu că se putea merge seară de seară la șosea, la o cărciumioară, să asculți pe Maria Tănase, să asculți mari lăutari, nu lăutarii de astăzi, maneliștii de astăzi. A fost perioada aceea scurtă. Cuiva i-a picat la... i-a picat la limba română, la admitere la liceu, scriitorii din perioada interbelică. Și omul, băiatul, a întrebat, care e perioada interbelică? Dintre primul și al doilea război mondial sau dintre al doilea și al treilea război mondial? Așa că perioada interbelică era, cred că era ușor relaxată după marea criză, după război, nu? Până în război era chiar micul Paris, oamenii umblau în frac pe stradă, în smoking, cu pălării, cu bastoane, și etalau toalete pe Calea Victoriei, unde treceau 3 mașini în 2 ore. Care este amintirea noastră cea mai dragă legată de București? Păi am multe amintiri dragi. Multe, ce să spun? Legate de București, să găsim ceva simbolic, interesant. Știrile circulau cu o viteză fabuloasă și pe vremea aceea, deși nu era internet. Deci eu, când am dat la institut aici, că am fost ultima generație cu institutul de la Bulandra, de la Schitul Măgureanu, după 2 zile am aflat că am intrat, că era o mare de oameni, eram 300 pe un loc. Am reușit să văd, mi-am dat, nu știam dacă am intrat sau nu, că nu vedeam linia roșie. Și văzând atâtea medii mari, am zis, bă, n-am intrat, că sunt prea multe medii mari. Cea mai mare medie a fost 10 și cea mai mică 7,50. Deci erau 7 de 7,50, nu se mai termina, bă, zic, să trage linia. Zic.
Mă rog, am aflat că am intrat, m-am suit într-o lebuză 92 și m-am dus în Balta Albă. Atunci locuiam în Balta Albă. M-am dus acasă. Când am coborât dintr-o lebuz, deși nu erau mobile și nu erau internet, un vecin mi-a spus felicitări, am auzit că a intrat la institut. Eu am rămas idiot pentru că cât putea să facă trolebuzul de aici până în Balta Albă? 20 de minute, 25. Dacă avea pană, două zile, dar nu contează. Ăla aflase, știa că am intrat. Cum? Nu știu. Probabil cu fisele de 25 de bani, care suna la fix și spunea acasă, a intrat băiatul lui Teodosiu. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care i s-ar potrivi cel mai bine? La mulți, mulți ani. Și cea mai mare bucurie a mea ar fi să dispară noțiunea de bulinele roșii de pe blocurile din centrul orașului. Pentru că ferească bunul Dumnezeu de o zgâlțire mai puternică, nu foarte puternică, 80% din centru cade. Pentru că toți edilii noștri, după ce se întâmplă un cutremur de 4, 5, 6 grade, trec pe maghierul, repede. Să vadă, a căzut, n-a căzut. Nu așa. Trebuie găsită o soluție, trebuie conservată istoria, că se poate conserva. Costă foarte mult, dar pe rând, cum se spune. Se pot conserva blocuri, clădiri. Nu să le dăm foc ca să le cumpărăm pe 2 lei și să ne facem o prăvălie sau să facem o firmă aici. Nu așa. Ele pot fi, sunt frumoase. Bă, casele vechi sunt extraordinare. Sunt atâtea case care au rămas dărăpânate. Eu mi-aș lua 10 să le refac eu. Cu banii pe care îi câștig din voice-over și din teatru și din film. Câte o clanță, câte o ușă, câte o broască. Mi-aș dori să fie conservat și să nu mai să existe un echilibru între zona veche și zona nouă, centru vechi și centru nou, ca în toată lumea. Nu pot să fac un bloc de 20 de etaje de sticlă lângă biserică, pe care nu mai pot să-l dau jos, că a costat enorm, sau să fac baruri din clădiri care pot fi monumente istorice. Asta mi-aș dori. Vă mulțumesc foarte și mult. Eu. Și la mulți ani bucureștenilor și la mulți ani București. La mulți ani și liniște și inimă bună, că până la urmă merită să avem grijă fiecare de Bucureștiul nostru într-un fel sau altul. Măcar să nu mai aruncăm pe jos nimic și tot e un câștig.